Dragii mei, clubul momentului, de ce nu omul momentului, unul din oamenii momentului, Alex Matea, VLC, campioni național, eu nu mă feresc de cuvintele astea, campion național 2023 în finala de la Brădeni, despre care sigur că o să vorbim, și lotul național care ne va reprezenta anul viitor la campionatul mondial. Nu se știe, probabil că o să fie în Portugalia sau în Italia, vom vorbi și despre treaba asta. Așadar, Mateo, bine ai venit la Podcast AV. Era momentul să facem o emisiune pe subiectul ăsta, ultimul subiect important din lumea crapului, după părerea mea. Salut, mister, și mă bucur că sunt aici, mă bucur că m-ai invitat. Sper să urmărească oamenii cu interes această emisiune, cum am văzut că au urmărit cu interes și celelalte părți pe care le-ai făcut cu Cipică și cu Maimoțoiu. Văd că ei, la rând, copiii tăi, să zic așa. Ai spus omul momentului, nu sunt omul momentului, ci într-adevăr suntem clubul momentului. Mă bucur doar că am scăpat de AME 6, acum am devenit AME 1. Clubul e totuși format din oameni, nu e o entitate fantomă, și atunci de asta am zis. Da. O să vorbim poate și de, trecem și prin AME 6, că AME 6 a fost așa o haltă. Un trend, a fost un moment, o haltă a drumului pe care ai pornit tu. Din punctul meu de vedere, drumul pe care ai pornit prin 2010-2011, pentru că atunci putem vorbi de prima ta calificare, de ce nu, la un campionat mondial. Vorbim de campionatul național de atunci. 2011 a fost, exact, da. Și cu... Cred că mai e și tricou pe aici. O fi ceva și de atunci. Dacă nu, oricum, o să avem aici, o avem ilustrație în emisiune. Pentru că podcasturile astea, se știe deja, sunt înregistrate și apoi puse pe YouTube. Bun. Da, uite-te că și cei de acasă, cei care se uită acum, iată că totuși e vorba de cel puțin 10 ani, până când o chestiune, nu știu, se până coace. Până când lucrurile s-au așezat. Da. Cel puțin în ceea ce te privește, pentru că la voi, la VLC, mai vorbim de... Știu eu de un Virgil, de exemplu, pe care eu îl consider și probabil că și voi om de bază al pescar de bază al clubului vostru. El, dacă nu mă înșel, a mai fost la două mondiale. Da, mai fost la un mondial în Anglia în 2010, cu Gabi Sandu, cu Planetul. Da, cu Planetul, și după aia mai fost cu Bogdan, cu Maimoțoiu. Maimoțoiu prin 2014. În primul an în care au câștigat la Corbu. Și a fost în Italia, da, tot pe Pietra Fita. Cred că în 2014. Da, Virgil e... Probabil o să ajungem și la subiectul ăsta cu pescuitul de competiție, cu pescarii care... Ajungem, dar acum hai să o luăm așa de aici, de la început. Uite, coincidență sau nu, tu, Claudiu Costache, cel care a dat acum cu tine în... Final, a pescuit cu tine în stand în finală. Da. Dragoș Inca. Da. Sunteți totuși din nucleul ăla, din 2011. Da. Eram cu toții atunci la... sub bagheta mea, să spunem așa, la Next Gen, sau cum ne numeam noi atunci, cu Tomi, cu Baboeru, cu Soare, cu Cosmin Maradona, cu Johnny Tarzan. Iar voi erați atunci, eu zic că erați mai la început așa, adică atunci a fost prima. La început 100%, Claudiu era un pic mai avansat pentru că mai avusese experiențele competiționale, sau experiența competițională cu Senzor, că până la urmă el a fost și cu mine pe la concursuri, cu tine și așa mai departe, dar eu atunci eram... un copil care vroiam să fac parte din zona asta a pescuitului, atât de competiție, cât și tot ce ține de pescuitul ăsta la crab din România. Da. Bun, asta acum, am dorit, asta am vrut. Prima chestiune, fac, prima întrebare, iartă-mă, pe care ți-aș ridica-o, este asta. Uite că, hai să spunem, într-un deceniu, deși poate e puțin chiar mai mult. Mai mult, da. Dar într-un deceniu în care... cel puțin pe plan intern, ți-ai atins pe forțe proprii, aș putea spune, v-ați atins, vorbesc cu tine, ți-ai atins scopul. Da, cel puțin pe plan național. Corect. Cred că e interesant pentru, mai cu seamă pentru cei mai tineri, sau poate și pentru cei nu foarte tineri, dar care încă n-au ajuns în momentul ăsta, cum a fost, Mateo, drumul ăsta?
Lung. Cum l-ai descrie? Lung. Da. Lung, lung, lung și... în 2011, atunci eu eram un copil în pescuit. Da, ok, aveam cred că 21 sau 22 de ani. Țin minte că la finala de Pătâncăbești, când voi ați făcut 1-1-1, să nu greșesc, n-a venit că eram în anul 2 la facultate. Cu parcă, domnul Val, manager. Cu Val și cu Costas pe bicicletă. Da. Da, care se ducea acolo și le făcea cumpărături la băieți și îi mai arda de niște țigări și așa mai departe. Așa erau vremurile. Da. Da. Eu atunci n-am venit cu la finală. Stanilă, cu... Da, eu atunci, Giancarlo. Da. Eu atunci n-am venit la finală pentru că aveam multe restanțe la facultate. Da. Adică pentru mine a fost și partea asta cu am termina studiile și așa mai departe, dar am dorit să am un drum în pescuit. Țelul meu, că nu mă feresc acum față de nimeni, a fost să reușesc să trăiesc din pescuit. Da? Nu din pescuitul industrial, adică să iau și să vând pește, dar să trăiesc din industria asta. Da, să trăiesc într-un mod decent, da? Nu să mă îmbogățesc, pentru că vezi și tu că nu prea te îmbogățești. Sau poate unii, nu știu, au mai reușit, dar sunt excepții. Da. Să trăiesc decent, să pot să merg la pescuit, să am timp liber și să pot să fac ceea ce îmi place. Iată, hai să precizăm pentru cei care nu știu sau pentru cei care n-au urmărit, dar recomand să urmărească podcasturile cu Maimuțoiu și cu Cipică despre care vorbeai. Da. Ce înseamnă pentru noi, pentru tine, ce discutăm noi aici, a trăit în pescuit? Păi, din punctul meu de vedere, sunt două mijloace mari și late. O afacere, un comerț în domeniu, sub orice formă, și niște proiecte media. Pentru, iar de ambele, sigur că strâns legată competiția, dar eu cred că competiția în sine nu poate fi considerată o sursă de venit. O sursă de venit. Eu nu cred că există un om care să trăiască din ce câștigă la concursuri. Nu, dar poate că mai există oameni care trăiesc din organizare de concursuri. Nu, 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 aia este altă treabă. Dar să trăiască din premiile de la concurs, nu cred. Nu. Da, dar cele două, comercialul și proiectele media, okay, să zic așa, da. Dar sunt și ele strâns legate de competiție. Au ajuns. Au legătură. Da, mă rog, pot să fie, dar sunt și cazuri care nu mai sunt legate. De drept dovadă, Cipica nu mai are nicio legătură cu competiția, dar are o afacere bună și mai are și proiectele media pe care le mai are cu Fox, cu CPK și așa mai departe. Pe alocuri. Bun. Pe alocuri. Da? Nu, pe alocuri se mai leagă, că zici că nu mai are nicio legătură cu competiția, dar uite cum CPK se va ocupa la anul de campionatul național de tineret și de deplasare. E o legat de competiție. Da, deci, cum să spun, competiția, sub o formă sau alta, face parte din viața noastră. Da. Orice ar vrea oricine să spună, eu spun, nu mă ascund acum, din viața noastră a profesioniștilor. Ca așa cum suntem noi, dar suntem totuși profesioniști în domeniul corect, ăsta. Vorbim mai de două nișe anișelor, pescuitul crapului, știi? Da, eu consider că ea a fost locomotiva și a tras după ea mereu, și-a dat trenduri, și-a dat povești. Eu, de exemplu, cred că sunt de următorul an, 2024, într-un al cincilea an de când sunt la VLC. În primii doi ani am cam zis, lasă-mă cu competiția, când am venit la VLC în primii doi ani, lasă-mă cu competiția, vreau să fac filme, vreau să fac. E, după doi ani am văzut niște lucruri, niște creșteri, niște cum se desfășoară lucruri și am zis, bă, și cu dragoste zic, bă, trebuie să ne ocupăm iarăși de competiție, că uite că am zis eu că nu e atât de importantă, dar este. Întărește ce am spus Întărește ceea ce ai spus tu. Probabil că dacă ajungi la un alt nivel, cum sunt alte filme mari, probabil că nu te mai interesează atât de mult competiție. Dar pentru ăștia mediu este super important, mai ales pentru cei care se ocupă în mare parte de boilers, da? Dar acum hai să vorbim totuși despre trăirea omului și despre sufletul lui, nu despre... Bun, da. Până la urmă, uite, cum ai zis mai mulți eu dacă l-ai urmărit, ai văzut că el, eu m-am neglijat poate, dar eu pentru asta m-am dus, frate, pentru competiție. Da, pentru... el a fost dedicat pe pentru rezultat. La mine n-a fost chiar așa. Nu. Sau cum este. Nu, la mine n-a fost așa, la mine a fost să... mi-a plăcut foarte mult partea asta media, mi-a plăcut enorm de mult și am învățat multe lucruri la Fishing and Hunting, pe partea asta de editare video, de filmat, de clipuri, de prezentat, de host și așa mai departe, adică mi-a plăcut foarte mult partea asta de videografie, dar
Nu am fost atât de ahtiat, să zic așa, sau să-mi pun un țel în a ieși de 5 ori locul 1 național, să merg la mondial sau să ies campion mondial. Nu. Mai important a fost pentru mine să... au fost etape. Da, au fost etape, în sensul că când eram la Fishing Hunting era foarte important să fiu vizibil, da, să mă ocup foarte mult de partea asta, să-mi cresc imaginea, să am colaborări, să am tot felul de lucruri de genul ăsta. După aia, de când am venit la VLC, foarte important a fost pentru mine construcția în sine a firmei, să schimb rețete, să fiu foarte, foarte implicat în treaba asta. Dar la mine a fost momente și momente, da? Într-adevăr, când... Iar de când ai venit la VLC și la competiție, mai prindeai tu un tucan, lei, cu un chița, un săpunar, un ceva, adică mai... Mai ciugulim de pe acolo, se umple buzunarul și de pe acolo, că e o sursă importantă. Interesat și competiția. Trebuie să mai schimbăm parchet, bagasă, termopane, ce să facem, să mai avem. Căruțul. Căruț și așa mai departe, da. Dar... vreau să spun că acum, nu știu, când eram cu tine implicat în The One, îmi pusesem un țel, zic, bă, până la 30 de ani vreau să ajung și eu campion național, adică pescuind, dar nu s-a întâmplat asta. După aia am zis, hai 35. Uite că s-a întâmplat anul ăsta la 34, poate mai reușim și anul următor la 35 ceva. Dar competiția asta națională, adică campionatul național, nu a fost un țel pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult să se întâmple asta. Da. Bun, hai să mergem acum la Brădene acum o lună. Mai lasă-mă puțin, că vreau să mai spun un lucru, că m-ai întrebat de pașii ăștia. Da. La mine pașii ăștia au fost foarte... Am avut multe... Sinuși. Multe piedici. Da, am avut atât împreună pe la The One, dar uite că până la urmă, fără construcția asta din spate, fără piedicile astea, fără căzăturile astea, fără să calci în bălți și așa mai departe, uite că nu aș fi putut să am maturitatea asta competițională și lucru pe care îl vedeam la Maimuțoiu pe la campionatele naționale pe la Corbu. Adică lejeritatea asta în exprimare, în stand, lejeritatea în gândire, în cum să-ți construiești standul și lejeritatea asta, bă, dacă iese bine, nu iese, n-am nicio problemă. Adică eu am fost în multe momente de la AM6 de acolo stresat și uitându-mă în spate, dacă aș fi avut măcar 30% din liniștea ultimilor 2 ani în stand, ar fi fost rezultatul altfel. Dar trebuie pașii ăștia să-i faci. Da. Poate că dintre cei care ne urmăresc, poate chestiunea asta cu AM6, mă rog, să nu... Păi da, poate să fie un semn de întrebare. Da, este vorba de foste finale în care Mateu a mai intrat în stand pe scurt și în care într-o finală de 6 cluburi pe sector de 6, da, el a luat locul 6, care e cel mai, imaginați-vă, cel mai nasol, da, și atunci... Dar în contextul, am luat 6 în contextul în care celelalte echipe au luat 1. Asta e și mai dureros. Mă rog, nu contează. Contează, am explicat ce înseamnă... Nu, că mai fost 6-6-6 și nu a fost atât de dureros. Da, nu, da. Cam ieșit toți. Sau 6-5-5. Da, nu, am explicat ce înseamnă AM6, Alex Matea 6, bun, și a rămas o gluma noastră. Și... Da, da. Dar care, uite, și eu vă dați seama că și eu sunt aceeași părere că chestiunea asta a ajutat, te-a ajutat mult ca să ajungi, da, să ajungi, da, aici și să poți să gestionezi, așa cum eu de data asta am avut onoarea să văd o finală ca cea de la Brădeni, unde mergem acum dacă ești de acord, și da, un concurs pe care eu îl consider foarte, foarte greu. Deci am văzut eu acolo, a fost un concurs greu. Da. Adică eu am mai văzut inclusiv finale mai ușoare. Da, pentru cei care l-au câștigat. Din punctul meu de vedere, este un etalon al nivelului în care a ajuns pescuit în România, să zic așa. Pe un anumit stil. Pe un anumit... Da, hai că nu, da, vreau să... Da, pe un anumit stil, așa a fost finala, da, asta, da? Da. Pe alocuri. Dar competiția în sine a fost cu multe momente, nu doar de lansat, să zic așa, nu doar de casting, da? La Bila, chiar și semifinala de la
Brădeni, adică a fost o... Știu, n-am fost acolo, vreau să vorbim numai de finală. Da, a fost un campionat complex, dar finala... Sunt convins că a fost campionatul complex, dar da, în păcate n-am văzut decât da, finala... Eu n-am mai văzut așa finală de... Nici eu. Adică, înainte, la, chiar și la Corbu, mai era un lot, două, la care cei așteau să iasă pe ultimele locuri sau nu știu ce. Dar acum nu e așa. N-a fost așa. Absolut. Da? Adică chiar și Seduction Bates, care sunt totuși niște outsider din punct de vedere a rezultatelor la campionatul național, la început erai foarte în seamă. Păi da? Și eu am înțeles că au și plecat și oarecum favoriți în finală, fiind acasă. Da, fiind acasă, și, mă rog, fiind da, pe lacul pe care pescuiesc destul de des. N-au da? Existat, da, da, n-au existat outsider, dar din punctul meu de vedere, că nu m-am ferit de cuvintele astea, au existat niște favoriți, după părerea mea, și nu numai a mea, că uite, vorbeam cu Georgica Alexandru la începutul finalei și era și eu de acord cu mine. Bine, el poate subiectiv, eu n-aveam nicio... Aveam și eu... Înainte de tragerea grilor sau după? Nu mai contează. Ah, după. Okay. Da. În care el spunea și eu am fost de acord că vor câștiga una... Va câștiga... Sunt trei cluburi care pot câștiga și anume voi, Energy, respectiv Green Lake. Uh-huh. Bazându-ne amândoi pe experiența pescarilor și sângele rece al acestor. A doar atât, nu și pe unde au căzut nu, ca nu știam că știam căzutul și... Da. Nu. Da. Dar în același timp și băieții de la CCRG și erau bine pregătiți. Da? Chiar eu am spus că absolut toți erau bine pregătiți. Dar uite, hai să intrăm în niște detalii clare pe care nu s-au mai vorbit până acum. Eu am văzut, ai văzut că m-am plimbat mult pe balt. Da, și da, să vă vedea și în ilustrație, să se vadă și în filmul pe care o să-l fac pentru Fishing and Hunting, urmează să-l montăm acolo luna asta cu Florica, bun. Să știi că eu, sigur, nu vorbim acum de două, trei poziții mai slabe, nu. Hai să luăm așa, standurile da, în care s-a cam prins pește și echipele care s-au cam bătut pe sector la primele locuri. Da, da. Pe toate cele trei sectoarele. Recunosc mai mult pe A și pe B, pe ce am ajuns mai greu din cauza că nu prea vreau să deranjez pe acolo cu mașina. În fine, dar cred că era valabil și acolo. Să știi că, sau nu știu dacă ești informat, dar trebuie să fii, vorbesc de aceste echipe, numărul de trăsături a fost cam la fel pe la toți, o să râzi. Nu, știu. Deci n-a diferit mult, știi, ca la alte concursuri, mamă lor aia trează 20 de ori și mie mai trează 2 ori. Nu. Băi, eu am văzut că a contat mult aici și cine a scăpat peștii, frate, nu i-a dus pe... Da, noi ne-am... Deci noi când am făcut pregătirea, pe lângă faptul că băieții au fost la un antrenament înainte cu vreo 2 săptămâni, noi am spus că cine o să scape cei mai mulți pești, nu o să aibă câștig de cauză. Cine o să scape cei mai puțin, o să se facă diferența și pe treaba asta. Noi și pentru lucrul ăsta ne-am pregătit, da? Adică eu în semifinala am avut 26 de pești ratați. Ratați în decursul, adică după trăsăt, nu ran, pâr și să înțepi în gol, nu? Nu, inclusiv la mincioc sau la mincioc, jumate. Pe drum, la jumătate, da. 26 și cred că am avut undeva la maxim 50 de pești pe foaie. Da, deci ai scăpat... Și am spus clar, treime din ei. Da, am zis, băieți, noi trebuie să fim foarte pregătiți pe partea asta, să fim foarte atenți la realizarea monturilor, de-aia ne-am și pregătit în sensul ăsta, am făcut multe monturi de acasă, cu niște cârlige. Hai că asta mă ajută pe mine. Ce cârlige a folosit VLC? Am folosit și cârlige cam acura. Da? Am zis, spre finalul semifinalei, am folosit astfel de cârlige, pentru că toți peștii care scăpai pe fluorocarbon. Nu scăpai pe moale. Da? Îi scăpai numai pe fluorocarbon. Și erau foarte mulți pești înțepați din afara gurii, dar din afara gurii nu un pic lateral, nu, frate, din afara gurii aici, pe gușă, pe gât, pe operculi, adică pe ochi, adică foarte atipic. Da? Și am văzut că prin folosirea acestor cârge nu mai scăpăm. Da? Dar trebuie schimbate cărge la fiecare pește. Și am venit pregătiți pentru fiecare echipă. Câte monturi ați avut? Câte cârlige? Eu cu Claudiu am avut 100, Chivu a avut vreo 30, Virgil, nu știu, a avut și el vreo 20-30 făcute. Și s-au mai făcut. Și s-au mai făcut, da. Chiar și la Virgil acolo, din câte am înțeles, el a avut mai puține trăsături decât concurenții din stânga lui, decât băieții de la CCRG, dar a scăpat mai puțin. Deci, un aspect foarte important pe care le-a punctat este... A contat enorm treaba asta. Da, și așa am văzut-o și eu. A contat enorm. Deci nu. Mai ales la diferențele astea foarte mici, pentru că, ok, sunt diferențe între standuri, ca pe orice lac, da? Sigur că dar da.
acolo unde ești aproape vecin, da, contează foarte mult treaba asta, da? Și am observat, am luat în calcul treaba asta și ne-am pregătit. Da, și iartă-mă, deci încă o dată, cu niște excepții, că au mai fost și excepții, undeva nu unde nu ne trăgea, un colț de lac, în abar n-am. Deci noi, de, scuze-mă, noi, de exemplu, am scăpat 4 pești. Și am avut, nu știu, 70 sau 60. Eu nu am văzut acolo unde se dădea lupta, uite, de exemplu, Virgil versus băiatul ăsta tânăr de 19 Guță, ani. Cătălin, Guță, Cătălin, de la Cicerges, da. Deci eu n-am văzut să știi, mamă lui Virgil îi trage în continuu și nu îl trage deloc. Nu. Diferențele au fost mici. Așa, dar bine, anumite... nici n-am stat eu să văd acum cât ți-au scăpat unul, cât a scăpat altul, dar vedeai la... A scăpat mult mai mult. Vedeai la cântar. Da. Deci în condițiile în care vezi că trăsăturile sunt cam la fel, dar la cântar se întâmplă niște diferențe, e clar că unii s-au scăpat. Da. Altceva nu, înțelegi? Corect, așa este, da. Am observat treaba asta, am observat. A fost un campionat național și o finală în care pregătirea tuturor detaliilor a fost extrem de important. Noi ne-am dat seama de niște lucruri acolo. Uite, Energy are un obicei de, nu știu, de câțiva ani să pescuiască foarte mult la pungi. Noi am pescuit și noi la pungi, dar doar într-un anumit interval, la începutul concursului, unde am observat că dacă folosești atunci, ai niște trăsături și după aia dacă continui făcând treaba asta, nu-ți mai trage sau îți mai trage, dar tu de fapt nu mai ești atent la construcția patului tău de nadă de boile, și a ceea ce se face acolo de boile și așa mai departe. Și tu insiști pe beguri când tu trebuie să faci alte lucruri ca să ai trăsături. Adică toate etapele astea noi am împărțit și durata cele 72 de ore pe niște etape, pentru că am observat că nu mai merge, haide să dăm acolo cu toții și nu știu ce, nu? Un alt aspect a fost că noi am mers toți cu acea strategie. Lucru care... Am pomenit pe toți și de Chivu, cred că nu l-am păsat, l-am pomenit. Am uitat să pomenesc. Da, și Chivu a fost pe... A, și Chivu, da. Da. La începutul discuției, dacă mi l-am amintit pe sectorul C. Da. Și... toate detaliile astea au contat și contează foarte mult pentru că, într-adevăr, nivelul a fost foarte ridicat. Și dacă anii trecuți, nu știu, și noi când eram la The One, unul pescuia într-un fel, altul pescuia în alt fel, ne-am dat seama că, frate, poți să faci un rezultat doar dacă toți fac același lucru. Dacă este o chestie unitară, dacă toți au încredere exact în ceea ce trebuie făcut, ok, că tu dai 5 kg și pe sectorul B să dă 3 kg sau 40 de kg, alea sunt diferă în funcție de pești marfa pe care tu ai în față, da? Dar a mers toți la fel, ceea ce nu prea am văzut la toate loturile sau poate am mai văzut doar la băieții de la Tiger Baits, treaba asta, la Subțirică și la Aștia, pentru că și ei au mai... căpătat experiență tot din faptul că am mai fost prin aceleași cercuri și am mai pescuit împreună, da? Și asta a fost foarte important. Noi din a doua sau din prima dimineață am zis, băi, noi avem șanse la un 2-2-2, 2-3-2, 2-3-3, o chestie de genul ăsta, adică să urcăm toți. Toți. Nu unul să ia, eu să iau unul, sau că auzi, nu merge altfel. Ceea ce e și rezultat mare, iartă-mă. Domnilor, mai bine 2-2-2 decât 1-3-6. Da, pentru că 1-3-6 poate să ai un stand favorit, cum există pe orice lac. Bine, poți să ai și unul foarte nasol, ceea ce voi n-ați avut. Da, n-am avut. Eu consider că standul meu era cel mai nasol, standul la 1, pentru că în decursul manșelor de CN nu a ieșit mai sus de 4 și a ieșit 4 în contextul în care sectorul acolo, pe sectorul A, ai văzut, erau 6 în linie, dar după aia, în mod normal, la celelalte manșe mai erau 2 standuri, 7, 8 și 9, ceva de... Da. E, unul bătea cam standurile alea, 2. Aici, pe linia asta de 6, cam mâncai bătaie cam de pe la toți, poate mai bătea un stand, 2, să zicem, cam așa. Da. De-aia, eu consider că a fost cel mai slab. Ba chiar eu în anul ăsta am avut cam cele mai slabe standuri din grupul nostru, din cele trei manșe, dar uite că contează și pe standurile astea să-ți mai faci acolo un punct. Absolut. Un plus, un punct, atâta, față de medie. Uite că foarte mișto ai adus discuția și am vorbit de relax. Tu ai numit o relaxare, poate că nu e tocmai cuvântul potrivit sau să fie o relaxare aparentă în stand, știi, dar de fapt orice pescar la nivelul ăsta e măcinat de niște probleme, dar în fine, totul e cum te controlezi, de fapt, și corect, iar emoțiile să fie ca la artiști, până la urmă pozitive, să nu fie, să transforme în nenorociri. Dar, bun,
este indiscutabil și toată lumea a văzut, nu cred că mai se supără, nu se supără nimeni dacă eu spun treaba asta, că VLC a abordat profesionist și exact cum trebuie această, această finală. Bun, e VLC pregătit, pescarii sunt pregătiți să o ducă tot așa și la campionatul mondial? Asta e întrebarea pe care ți-o puneți. Da, imediat. Vreau să mai spun faptul că mi-am dat seama anul ăsta cât de important este grupul, cât de importante sunt relațiile între oameni. Noi la semifinală, când am venit la Brădeni, i-am zis și lui Drago și chiar vorbeam pe tema asta și față de celelalte momente când nu am fost eu la VLC și el a mai mers la campionatul național, a fost o unitate foarte, foarte mare. Și adică mai povestit și sincronul de da, toți timp. S-au adunat, a fost și nenorocirea cu incendiul de la noi, de la fabrică și poate că de-aia și eu la rândul meu am avut o lejeritate în pescuitul ăsta pe care am făcut în finală, că am avut niște antecedente mult mai dramatice, da. Dar revenind la întrebarea adică, ta... Adică, iartă, mai văzut cum e să fie mai rău decât să pierzi o finală. Da. Adică asta e, 6 l-am mai luat, mare lucru, mai iau încă o dată 6, asta e. Dar... Ce puteai mai rău? 6 și cu stuf în flăcăr, cu cabana aia. Cu cabana, da. Cabana în flăcăr și 6. Da, mă rog, erau sculele lui Claudiu, mai mult, deci asta nu era problemă. Da, corect, așa este, asta era mai nasol. Revenind la întrebarea ta cu campionatul mondial... Da, iartă-mă că hai să nu ratăm momentul. Bă, până la urmă, știi cum e, că orice rău spre bine, nu știu, habar n-am, dar uite că poate într-o întâmplare de asta, cine știe către ce se va îndrepta VLC în următorii ani, vorbesc că e băiatul. Da, corect. Nu știu dacă știi tu Deep Purple cu celebra piesă Smoke on the Water, care Smoke on the Water. Păi, dar știi cum a făcut aia piesa aia? Venea odată, nu știu de unde, închiriase o casă undeva, lângă un lac. Ca să registreze acolo. Și au dus toate sculele lor acolo, scule scumpe la Deep Purple. Și când veneau de la restaurant, nu știu de unde, că nu era nimeni acasă, au văzut tot de departe arzând, toate. Deci le-a ars tot, absolut tot ce aveau, toate instrumentele, tot echipamentul, tot. Dar se vedea și că mișto așa fumul și cu flăcările alea pe lac, că de-aia e Smoke on the Water. Știi? Și asta i-a inspirat, uite, ca să facă o piesă care a rămas atât ca fotopera a muzicii, știi? Deci și la voi poți să știi cum... Da, nu poți să știi cum să nu mi-am propus să merg la 5 mondiale, dar poate o să mergeți. Corect. Ăsta să fi fost un imbold care să... Da, un semn, nu știe nimeni. Da, așa este. Da, scuze, hai zic cu... Da, revenind la întrebarea ta, pentru a merge la un campionat mondial, eu cred că trebuie să capezi multă experiență. Și nu vreau să vorbesc despre alte rezultate făcute de alții, nu mă interesează, dar noi... Consider că avem experiență în mai multe stiluri de pescuit și eu consider că este foarte important să mai fi văzut și alte lacuri, nu doar, adică alte lacuri, să mai fi pescuit și prin alte țări. Să mai fi văzut și alte tipuri de pescuit și nu numai eu. Au mai fost și băieți de la noi, ceea ce asta eu consider că este important. Ba mai mult, l-avem și pe Virgil, care a fost la două campionate mondiale, care eu îl consider... fără să-l ridic în slavă, îl consider, din punctul meu de vedere, pe Virgil cel mai complet pescar din România în momentul de față. Care poate să-ți pescuiască în mai multe stiluri, are și travaliu, are și lanseu. Și toate lucrurile astea contează la un campionat mondial. Dar toate lucrurile astea pot să fie și degeaba dacă nu te pregătești bine acolo, adică dacă nu faci antrenamente, dacă nu stai pe baltă, dacă nu înțelegi tipul de pescuit care se întâmplă acolo și așa mai departe. Dar experiența pe care noi o avem și faptul că avem un lot complet, aici mă refer la oameni cu experiență, la oameni care poate să facă mai multe tipuri de pescuit, care sunt dispuși să... se ducă 3, 4, 5 săptămâni pe lacuri să învețe să pescuiască la zigric sau la pungi sau la nu știu ce stiluri or fi prin celelalte țări sau prin țara în care se va ține mondialul, dar și un lot complet din punct de vedere al pescarilor, adică pescar de lanseu, pescar de să nădească departe, pescar care să facă un pescuit tehnic, da? Și oameni pe lângă, a contat și contează foarte mult și oamenii pe care ai pe lângă, absolut, să-ți dea informații, adică uite, la noi la finala noi am fost 13 oameni, păi erau 3 loturi care întrebau pe fărnică și pe managerii de la noi, ce se întâmplă, mă, câți pești are ăla? Da. Adică toate lucrurile astea adunate contează și la un campionat mondial.
cred eu, da? Adică da. Să ai și oamenii ăștia pe lângă, să-ți dea informații, să asculți, să spui, bă, ăla de pe standul ăla prinde la zigric de 9 metri. Ia asta mă să bag și eu. Adică și avem oameni dispuși de a înțelege, nu că poși să zic, nu o bag ăla să aștept eu pe fond să vină. Da, numai că vezi tu... ce dar trebuie să se șaseze lucrurile. Punctele, nu, da, dar da, fii atent ce vreau să spun. Punctele pe care le-ai spus tu acum... Nu sunt pentru, importante. Da, nu pentru toată lumea, dar pentru profesioniști, ăștia care vin la nivelul ăsta al competiției, da. Le cam știu, n-ai spus nicio noutate. Nu, nu. E, nu. Dar vreau eu profit de ocazie. Păi nu, dar n-am spus nicio noutate, dar uite că au fost lucruri care n-au îndeplinit. Asta e, nu-i treaba noastră. Da, nu e treaba, dar da, la nivel teoretic tu le-ai enunțat bine chestiunile. Dar mai e una, cea mai importantă, după părerea mea, mai e o chestiune, nesocotită de mulți, de foarte mulți, este o teorie care mi aparține, nu știu dacă ție ți-am spus-o vreodată, nici n-am, poate că le-am spus-o altora, nu știu, habar n-am. Oricum n-am mai spus-o niciodată așa, filmat sau... mai mult pe la șpriț am mai spus-o. Bun. Mai, cea mai importantă chestiune a sportului nu că la care termen de comparație, nu, cea mai înaltă performanță. Da. Pentru că aici când vorbim, fie vorbim de ce? Pescuit la crab, campionatul mondial de pescuit la crab, vin 32 de țări. Da. Eu cred că nu, la nivelul ăsta pe regulament FIPS, nu cred că există pe planeta asta ceva mai important. Deci vorbim de concursul cel mai important etalon, da. Cu care se poate întâlni un pescar de crap în carieră. Corect. Este evident. Bun. Corect. Dacă vrei să comparăm cu, uite, nici mă bag la fotbal, dar comparăm cu celelalte sporturi, un fel de olimpiadă, care și aia din 4-4 ani și chiar este considerat cea mai celebră întrecere pentru sportivă sporturi, de pe planetă. Corect, pentru cam toate, atletism, cam toate, mai ales și pentru majoritatea sporturi. Și mai ales care ești tradiția aia de pe vremea grecilor. În fin, bun. Bă, teoria mea spune așa, că aici vreau să spun eu că toate lucrurile pe care le-ai spus tu pălesc în fața la treaba asta și care e o chestiune care nu poate fi foarte ușor controlată, dar poate părea nedreaptă, dar așa e. Bă, nene, sportivii mari, și vorbim de pescarii mari, trebuie să strălucească atunci, în aceste momente și numai în astea. Da. Atunci trebuie să facă cel mai bun pescuit în viața lui. Da. Cea mai... Și știi ceva? 72 de ore alea sunt o secundă în viața unui om, dacă stai să te gândești. Da. Știi? Atunci trebuie nu merge că ce ai făcut în spate, că la antrenamente, că la concursuri, că la finale. Băi, nene, tu atunci trebuie să dai maximum din tine ce e mai bun și nu ai voie să faci nicio greșeală. Da. Poate părea nedrept. Nu este nedrept, dar trebuie să și poți. Asta zic că lucrurile astea... Bă, să știi că asta face diferența între sportivii mari și sportivii normali. Corect, da. Corect. Că trebuie să și poți, dar de ce unii pot? Uite, și dacă vrei, închei cu un exemplu, gândește-te la atletism, de exemplu, la probele astea care sunt de fracțiune de secunde, cum ar fi săritura în înălțime, săritura în lungime. Deci aia se duce, nu știu câte sărituri au alea. Poate dacă au 10, să spunem, dar durează 2 secunde, 3 secunde o săritură. Păi ea se pregătește 4 ani. Și ea trebuie să sară atunci cel mai mult în viața ei din aia 4 ani. 2 metri, 20. Eu o să zic că am sărit la antrenamente de 10 ore aici, nu pot. Nu poți, du-te acasă, frate. Deci, e nedrept, dar asta e. Așa e. Știi? Și dacă vrei, uite, încheie și cu un exemplu din fotbal, frate. Hagi, de când știu eu toate campionatele finale și calificările, n-a ratat un penalti vreodată pentru România. Mutu a avut și el unul cu Italia, l-a ratat și pe ăla. Înțelegi ce spun? El nu avea voie să... Nu ai voie la nivelul ăsta să spui, dar domnule, dar e omenesc, orice om mai ratează. Nu, atunci nu trebuie, nu mă întreba de ce. Înseamnă că n-ai putut. Exact. Și asta face diferența, repede, de-aia unii intră în istorie. Corect. E nedrept. Corect, dar în același timp eu consider că îți trebuie și un pic de spate, să zic așa. Păi îți trebuie multe. O experiență. Îți trebuie multe, dar uite unii. Da, cum la fel îți trebuie și un... Mă rog, acum nu vreau să dau un cineva sau să înțeleagă oamenii greșit că le iau din merite sau și așa mai departe, dar noi am reușit să facem rezultate la campionatele mondiale doar în momentele în care am căzut pe pescuitul pe care noi știm să-l facem. E adevărat. Da? Adică contează foarte mult și treaba asta. Degeaba acum mergem noi, gata, la anul se va ține campionatul mondial în Anglia, să pescuim noi la zigric. Nu cred că vom reuși, poate abia peste vreo 10 ani, când vom stăpâni la perfecție stilul ăsta, să facem noi rezultat în fața altora. Sau poate pe baza unei conjuncturi. Dar noi de-a lungul timpului am reușit să facem rezultate la mondiale doar când am căzut pe pescuitul pe care noi l-am știut să-l facem. Că e vorba de Ungaria, că e vorba de Corbu sau unde ați mai fost și voi prin Serbia, se făcea un pescuit pe care îl făceai și aici, în țară. Dacă e ceva total diferit, e cam greu.
Da? Așa e. Adică și lucrurile astea contează. Da, da? Din punctul meu de vedere, voi VRG aveți anul viitor 50% șanse să picați pe ce știți, și anume da, să fie Montargil, da. Portugalia. Da, am fost și am înțeles că s-ar trebui mai fi și se mai discute și de Albania, unde se facă cei din Croația. Albania? Campionat. Ceva de genul ăsta, da. Așa da, rapid. Ciudat. Nu, da. Nu, mă rog, o vede. Pardon. Până acum, eu ce am auzit acolo în Franța, erau doar două, mai fi apărut și a treia, era Pietrafita Italia cu Montargil Portugalia, dar Pietrafita Italia, da, e nasol, nu ne, deloc nu e pe, dar din punctul meu de vedere, nu imposibil, dar iar Portugalia are dezavantajul, e stilul nostru, dar e cu peștii aia mici, nepunctabili, care acolo poate să te lovească un ghinion, că poți să fii tu pescarul, să nu poți să iei un kill 400 până 72 de ore de mori. Asta e, dar măcar este un stil pe care îl stăpânești. Ai drăsături, da, da, da. Dar vreau să spun că contează toate lucrurile astea. Contează și alinierea planetelor, contează și să ai și un background de pescuit, contează să fii pregătit acolo, să mergi pe lac, să faci antrenament de 2 săptămâni și așa mai departe. Ok, nu îți garantează toate lucrurile astea un rezultat, dar sunt niște etape care trebuie făcute ca apoi să, în momentul în care ai căzut acolo în cele 3 sectoare, să știi ce, să ai, știi de ce ai de făcut. Da, uite, revenim puțin la exemplul tău cu Zigrigu și cu Anglia, te-aș contrazice puțin. Am zis Anglia, nu, așa, ai zis bine. Franța, dar, nu, dacă te duci în Anglia, în Anglia nu cred că o să mai meargă prea curând, că deja s-au numărul de țări da, mare. Ok, am dat așa un exemplu mare, de țară lacuri, cu un pescuit diferit. Am păi dat da, uite, hai să luăm pe englez, uite, acum și la fete și la băieți, anul ăsta, la Zigrig. N-am făcut mare lucru, pe la jumătatea clasamentului, ieșiră și colo și colo. Da, nu știu, bun, poate deci, o conta da, și păi grila, da, standurile. Da, iartă-mă, uite să vorbește și cu Neadănuț Bădârcea, că-l cunoști. Păi noi am văzut, frate, hai nu mai pun nici pe ucrainieni, că zici că au stat mult pe lac, la ce au stat? Au stat acolo 3 săptămâni, o lună, parcă nu mai poate să stă. În fine, bă, da, am văzut o echipă de unguri, care dacă nu mă înșel la băieți, să nu vorbesc cu prostie. Am căzut și noi pe lângă, era unul foarte înalt, da, știu. Dacă nu mă înșel, au o medalie la individual, au luat parcă niște unguri, au luat chiar sectorul, dacă da, nu mă înșel, nu contează, dar dacă n-au luat sectorul, au luat sigur sub sectorul. Da. Bă, unul nu, că n-am fost Ungaria, sub sectoare. E primul an în care... La băieți, mă, a fost. N-a fost cu sub sectoare. A fost, dar s-a schimbat, nazii, n-ai înțeles, s-a schimbat modul de punctare și s-a schimbat corect, după părerea mea, o să explic după aia, dacă vrei. A fost pe sub sectoare, dar... Dar uite, deschidem paranteza. Dar tot paranteza. De la 1 la 32 le dădea. Nu, da, da, pentru că înainte au dat 2 de 1, 2 de 2. Corect, acum da. Acum n-au mai dat și e mai logic așa. Deci ăia 2 care au așii, cum ar veni, da. Care are chile mai multe, are 1 și 2. Pe urmă, locul 2, 3, 4, locul 3, 5, 6. Ai înțeles ce spun? Au făcut împărțirea zonală pe subsectoare. Ca să nu mai fie 2 de 1, 2 de 2. Am înțeles, da, nu, da, ok. N-a mai existat așa ceva. Am înțeles. Înțelegi? Deci tu dacă îți câștigai subsectorul, nu luai sigur 2. Am înțeles, da. Deci nu luai decât 2 sau 1. Am înțeles, da. Bun. Asta vreau să spun. Uite, îți dau exemplu de unguri ăștia și ți-aș mai putea, dar pe Vio David, Germania, nu mai știu, i-am văzut, dar la săracu i-a parcat. Bă, prindeau la Zigrig. Deci ziceai că cum ce i-a dat o viață, la, de când se dă în Ungaria cu Zigrig? Deci, bă, nu e chiar așa. Se poate pregăti, Mateo, corect, și într-un corect, timp relativ corect, scurt, corect, dacă te preocupi. Pe cuvântul lor de onoare. Și mai ales că, uite, Zigrig, în condițiile astea aparte, cum a fost în Franța, cum e Pietrafita, deci cum sunt lacurile astea de baraj, uite cum ar fi trebuit să fie în Belgia în 2005, dar... Nu știați. Dar nu știam noi, nu știa nimeni atunci pe vremea aia. Bun. E altfel de Zigrig. Deci nu că englezii sau sudafricanii care îl făceau stil englezesc, mamă, vine aia și ne bat, că nu e, că și pe ei îi încurcă rău, zigurile lungi, substratul ăla, ei au lacuri relativ normale, cu ziguri scurte, substratul normal, deci nu, cum să spun, apar niște particularități pe care iată că alte țări decât tăticii Zigrigului le fac foarte strălucitor. Da, pentru că... Și asta iartă-mă, pe mine mă determină să spun că tu, de exemplu, și cu Șinca și cu Virgil, n-ați avea nicio scuză să nu fiți și voi pregătiți. Corect. A, bun. Corect. Da, frățioare, au ieșit săracii, nu știu, pe 4, pe 5, că da, nu știu. Aia e altă treabă. Nu știu, dar înțelegi ce zic. Dar nu că să vii tu matea la anul, să nu îndrăznești, apropo, m-a depășit Zigricu. Păi cum te-a depășit? Că vorbim de 2 ani. Înțelegi ce spun? Corect. Așa e. Pescuitul ăsta în Europa, din punctul meu de vedere, se face asemănător pe cum e pe asta cu time zone-urile, cu zonele de timp. Adică noi aici, noi bulgarii, ucrainenii, ungurii,
Avem același tip de pescuit. E și adevărat, rușii, serbii, să zicem așa, și sârbi, și ăștia. Serbii, ucrainieni, depinde ungarii, însă da, de noi dacă vrem să înțelegem și celelalte stiluri. E adevărat. Sau nu. Da? Pentru dar că în Bulgari... Cum totodată, iartă-mă, celelalte țări occidentale, cu niște stiluri diferite, de care unele dintre ele în frunte cu Franța, să mă ierte Dumnezeu. Păi noi, pe vremea noastră, cu senzori, râdeam de Franța. Veneau cu ready-made-uri și de 20 tari și râdeam de ei. Terminau cu zero lângă noi și nu luam sectorul. Asta era diferența. Acum stai că știu și ei cu toate, cu solubile, cu fente. Deci tot ce avem noi senzația că știm, îi au învățat. Noi invers, puțin tel mai greu, dar o să fim obligați să știți să facem treaba asta. Și eu v-aș sfătui pe voi, velecet în suflet, v-aș sfătui să luați în considerare iarăși toate aceste aspecte, că hai că într-o finală de CN parcă poate mai ajunge, dar nu se știe așa la mondiale cât de repede mai ajungi, știi cum e, să dea Dumnezeu să ajungeți, da. Așa e. Deci nu trebuie să dai cu piciorul la treaba asta. Nu, trebuie să stăpânești, pescuitul s-a ajuns a fi un sport la nivelul ăsta, la campionat mondial, foarte greu, cum ai spus și tu că este important și îi vezi și tu pe oameni care arată mai... Da. Spre sportiv, spre sportiv. Așa, cam așa s-a ajuns. Da, uite, hai că veni vorba. Adică spun. Contează multe detalii. Hai să spun, uite, părerea mea și o să fac dar în același timp, scuze-mă, dar în același timp degeaba ești de 2 metri și brandul forță dacă nu înțelegi niște lucruri acolo, da. O să fac și un podcast cu Dănuț Bătârcea pe tema asta în curând, dar eu sper să-l fac cu el când se va așeza la Ligă campionatul pentru anul viitor, ca să avem mai multe subiecte, bun? Da. Și o să vezi că și el e de acord. Bă, Mateu, dar să știi că în linii mari, nu sunt zei, mă, frate. Nu, nici, nu, alea, nu, nici femeile zeițe, nici ei nu sunt zei. Însă, dacă ai o condiție fizică, că trebuie să te ține peste bun, medie. Puțin peste medie. Da. Ai o oarecare experiență ca să nu vii, să n-ai problemele astea mari emoționale la mondiale. Corect. Mai fi săraci, da, să n-ai din alea. Da. Dacă te duce capul cât de cât, corect. Pentru că sunt multe chestiuni pe care dacă te duce capul să citești zonele, să-ți dai seama de cum mănâncă peștii, dacă trebuie să dai mult, dacă trebuie să dai cu săculeț, adică sunt multe... Și dacă e un stil nou pe care uite trebuie să-l înveți în 3 luni, cum e zic Rigu, părerea mea e că acolo e o chestiune, nu e așa de mult de nimic altceva decât de inteligență. De inteligență și de a înțelege, da. De a înțelege exact ce se întâmplă acolo, ce că se întâmplă și tu mai ai o coloană apă în față, nu mai ai un covor. Da, cred că nu poți să gândească că el, adică noi nu putem scăpa de metacra. Mamă, cum i-am perperit eu pe Bila când noaptea aia, iau 30 de bucăți. Da, un alt lucru important în câștigarea acestui campionat național a fost faptul că noi am reușit să nu ne mai bazăm pe ceea ce s-a întâmplat în trecut. Adică să o iei de la zero. Asta ceea ce important. La nivelul ăsta și... Am văzut că este foarte important. Să ai capacitatea de a lua pe zero. Am mai spus-o și repet în Franța acum că știi bine că am fost și la băieți și la fete cu Nadan. Da. Și la băieți și la fete am văzut în standuri, nu știu dacă ai fost atent când am zis-o pe asta. Bine, am văzut în standurile care mergeau bine, da, stăteam mai mult. Bă, mă hazardez să spun că erau mai multe lansete cu marker decât spomburi. Da. Deci aveau 3-4 markere în stand, înțelegi? Da. Și mă rog, aici putem intra în niște detalii care, dar cred că sunt deja prea, mă rog. Adică pregătirea și construirea standului, da, să zic așa, este mai importantă în anumite situații decât... Văd în premieră la fete, nu știu ce, la ucrainiene sau franceze sau ambele, nu mai știu, caiete, notau, notau. După, îl dădeau cu markerul, notau. Da, cine știe, la 3 spomburi mi-a tras, distanțe, cum să spun, văd măsura de fir până în ultima dimineață, puneau pe picheți. Da. Nu, la nivelul ăsta nu, n-ai altfel cum să faci rezultat. Nu mai merge. Dar dacă cineva le-a băgat în cap, sau la băieți sau la fete, uite bă, nene, asta trebuie să facem și s-a înțeles în nucleul ăla, misiunea nu mai e așa de grea. Dacă te duci să faci ceva care nu înțelegi, asta spun că depinde ca și oamenii pe care iei în lot să înțeleagă lucrurile astea. Exact. Să-și dea seama de lucrurile astea. Altfel n-ai cum să faci. Altfel n-ai cum, da. Nu, n-ai cum. Pentru că nivelul este extrem de ridicat și uite-te și tu că campionatul mondial de câțiva ani se ține pe lacuri, să le zic așa, sălbatice. Da? Da, și adică nu mai merge cu două acolo, nădește 15 kg și o să vină, se mufează. Și se va continua până când nu se va sparge puțin buba
se discută niște cum se fac, nu, probabil sau ce. Da, este nu, varianta divizii. Aha. Divizia A, divizia B. Da. Ar fi una. Și mai există o variantă acum de luat în calcul. Mie nu-mi displace, dar nu știu ce zic ăștia pe la chips, să facă cele trei sectoare pe trei lacuri, chiar cu niște zeci de kilometri între ele. Nu știu cum ar fi să spunem Periști, Găbești și Moraveție. Și să le facă din cauza faptului că nu se mai găsesc lacuri atât de mari. Și atunci cum a fost anul ăsta, trebuiau trei lacuri de 32 de echipe. Da, nu mi se pare ceva. Și fiecare sector să fie acolo, dar mai greu cu managerii. Da, e mai greu din punctul ăsta de vedere. Da. Deci astea sunt singure variante, divizii sau asta. Sau rămâne așa și vorba ta, numai Altinu, Dicaz sau nu știu. Sau să nu știu, să se facă un fel de calificări, campionatul european, să se califice asta la campionatul mondial 15. Da, da. Că la cum 15 fotbal, și, că să, mai... da, și la campionatul mondial să fie 20 de locuri, dau un exemplu. Da, da. Și asta se poate, să fie niște grupe, Dar cred că este destul de greu. Dar numărul este în continuă creștere, au anunțat acum că la anul respectativ ai 36, da. Deci de unde mai apar încă 4 țări? Da. Oricum erau unele de habar, n-aveam eu că au echipă de mondial, niște de seama, de unde apară atâtea țări, nu știu. Da, nu. E ajuns pescuitul ăsta să fie extrem de... Și Kazahstan, parcă i-am mai Kazahstan, văzut. Kazahstan au fost și în 2011. Au luat și o medalie odată. Parcă, da. Mă rog, tot felul de țări care n-au o tradiție. Letonia, nu știu, deși și Letonia... Stai. Germania a fost pentru prima oară la o ediție de mondial, la cuai noștri, cu românași, cu noștri, cu Viu. Au și o legislație destul de ciudată cu kitchen release-ul ăsta. Albania, probabil, Macedonia de Macedonia nord, mai văzut, dar în fine, da. Bosnia, care n-au o tradiție să zică că merg de 20 de ani. Da. Tot felul de țări. Da. Au apărut, dar într-adevăr o să fie din ce mai greu, din punctul ăsta de vedere, cu alesul locațiilor. Bă, și cum să spun, poate mai mult, uite, pentru un club, poate, uite, discutăm și pe final chestiunea asta cu ce părere ai tu, cât de justă și cât de, dacă este, asta este cea mai bună variantă, cea pe care o aplicăm noi acum în România, clubul respectiv câștigă finala și se duce și se transformă în echipa națională a României, pentru că aici există păreri pro și contra, dar cu atât mai mult, să încheiem partea trecută, cu atât mai mult pentru un club care are ocazia să ajungă acolo, trebuie să fie foarte, foarte, foarte atent la absolut orice și să pregătească așa ceva, după părerea mea, ca pe concursul vieții lor. Corect. Asta corect, e părerea mea. Corect, așa trebuie. Altfel nu știu dacă reușești să faci fața. Ei, ce zici tu acum? Hai, zici cum zici, ce părere ai tu despre această variantă care s-a perpetuat în România și știm cu toții de ce? Pescuitul în România e plin de competiții, e full. Sunt o grămadă de concursuri, din păcate, care se fac pe calitate, cantitate, pe tot felul de versiuni de genul ăsta. Nu, iartă-mă, eu cred că nu există, sau nu știu eu, concursuri în România pe Chips Fips. Eu nu cred. Chips Fips... Nu cred că există. Atenție! Nu, cu doi instant cantitate. Nu mai există așa ceva. Nu. 3 în sus. 3, 4, poate chiar și 5. Și nici aia nu e cantitate. Mai bagă un primit 5 mai pești. Mai bagă, da. Dar se mai fac și câteva concursuri prin nordul, nord-vest, se mai fac și doar pe cantitate. Dar cu, într-adevăr, cu 3 sau 4 pescari. Da. Ideea este că, din cauza faptului că sunt... 3 milioane de producători de boilers în România și... Asta știm cu toții, da. Da. Și sunt... și nada a ajuns să fie un subiect tabu pentru foarte mulți pescari. Un subiect tabu atât a faptului că după un concurs nereușit nu mai e bună nada sau a schimbat producătorul ceva sau n-am avut bilele de cărlig nu știu care. Asta este o mare problemă. Pentru că te poți trezi ca pescarii, dacă se întâmplă la individual ca calificările, te poți întâlni ca pescarii să nu se înțeleagă între ei, absolut, să nu meargă pe o strategie comună. Ăla să vrea să mai aibă 6 borcane în geantă, borcane care stai că dacă prind eu acum ailalți nu le au și așa mai departe. Deci partea asta de nadă la noi observ pe zi ce trece că este din ce mai problematică. Da? Și atunci nu se poate merge decât nu așa. Se poate decât merge decât așa. Dar în același timp ar fi trebuit ca în momentul în care se fac niște calificări la individual, ar fi trebuit ca
bulanul ăsta, să zic așa, al standurilor bune, să fie un pic, nu știu dacă anticipat, dar un pic eliminat. Pentru că și aici este o problemă. Poți să tragi, să ai cel mai mare din loc din lume, să tragi 3 standuri bune în 5 manșe, păi să iei 1 și să te califici la mondial. Da. Adică totuși versiunea asta cu loturile te pregătește și pentru un campionat mondial. Da, da, și eu zic. Te pregătește din punct de vedere al mentalului oamenilor, al stilului de pescuit, cât și al oamenilor de lângă. Manager, rezerve, oameni care să se uite pe lângă, să vadă și așa mai departe. Pentru că te poți trezi la individual, da, se ducă ea 3 echipe, mai vine una în locul 4 și după aia nu mai ai 6 manageri, oameni, stai mă că vreau și eu să vin, să vă ajut, să nu știu ce, pe ăla nu-l ajut din lotul ăla, că l-ai de la alt boi, dar nu mai, că nu sunt. Nu, asta e și părerea mea, că pentru România asta e. Eu zic că te pregătește cel mai bine, din punctul ăsta de vedere. Acum, de când s-a schimbat treaba asta la Ligă și este un campionat național un pic mai complex, cu mai multe lacuri, cu mai multe manșe, eu văd că se mai elimină și din norocul ăsta. Caraca am fost în ultimii 2-3 ani, consider eu. Da? Stai mă că s-a ținut doar pe lacul ăla, au fost niște grile așa, sunt 3 grile care merg într-o finală, restul nu merg. Eu știu, nu, dar lucrurile astea. De când am făcut eu 1-1-6, s-a mai câștigat un campionat național cu 1-1-6. Da? Eu în ultimii 2-3 ani am avut lacune serioase. Nu sunt... N-am fost informat, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce a câștigat. Așa. Și de când s-a făcut treaba asta cu o grămadă de manșe de calificare, eu zic că se mai elimină un pic și din norocul ăsta al unor loturi. Păi dovadă ce final a fost anul ăsta și ce club a fost acolo. Da, nu, și echilibru. Și... Deci eu zic că suntem pe drumul cel bun și nivelul ăsta ridicat nu are decât să ajute... să zic așa, pescarii să se pregătească mult mai bine pentru campionatul mondial. Eu în continuare o problemă mai găsesc în sistem și ne apropiem și de final, dacă vrei. O problemă mai am acum. Consider că trebuie mai multă atenție și plecat, am mai spus-o și pe la Brădem pe acolo, trebuie plecat de sus, de la lotul național și de la nevoile acestuia în jos și nu invers, de la să fim populari și să... Și după aia, cine s-o calificat, să descurce, bă, lasă, să facă ei ce vor. Nu, trebuie identificate mult mai bine problemele. Și aici, până la urmă, mă refer la fondul, la buget, sigur că da. Deci, da, domne, nu știu, și acum se întâmplă ceva, știu, să nu vorbesc eu de sume, dar știu că e o sumă alocată pentru voi. Ea trebuie să fie, din punctul meu de vedere, cel puțin dublă, cel puțin pentru lotul respectiv și, pe urmă, sigur că mai are și el sponsor, partener, etc. Dar trebuie pleca puțin de acolo și de la, și cum să spun, și punctual făcut, dacă vrei, nu știu, și calendar și tot, să aibă băieții timp de antrenament, să aibă timp de aia, să aibă aia, să aibă banii, să aibă, adică să nu, că nu fac. Asta e, se dar, poate întâmpla. Dar trebuie, nu știu, așa cum Federația Română de Fotbal are, copilul ei numărul 1 echipa națională. Da. Bine, actualmente, mă rog, mergem mai slab, dar asta e. Așa cred că trebuie gândită și chestiunea aici la Liga. Asta e părerea mea și așa a fost întotdeauna, tu știi bine treaba asta. Da, știi? Este important să aibă un punct de plecare lotul național și după aia să se organizeze el cum consideră mai bine, dar dacă are un punct de plecare, o bază materială acolo, îi va fi mult mai ușor după aia să completeze restul. Sigur că. Și după aia, mă rog, treaba asta și cu antrenamentul și cu astea, până la urmă, nu știu, eu aș face niște clauze, să zic așa. Te califici, ești campion național, frate, dacă nu te duci 72 de ore pe aia, nu mai stai acasă, lasă, să mai exagerezi acum. Și eu pot să exagerez, dacă e cineva rău intenționat, să duce și stă beat pe acolo. Da, și asta este adevărat. Până la urmă, eu consider, și am spus asta și într-un interviu, România n-are nimic de câștigat dacă VRC-ul anul următor face un... N-are nimic așa, palpabil. Mie, eu așa consider, n-are nimic palpabil de câștigat. Da? Are. Ok, că apare acolo pe o listă. Are. Păi ce-ți dau? Dacă se face cu divizie... Dacă se face cu divizie, ok, bine. Dacă se întâmplă asta. Să spunem, da. Dar România n-are nimic de câștigat. În momentul de față, n-are nimic de câștigat. Noi avem de câștigat. Adică oamenii care participă acolo. Cel mai mult. Oamenii, afacerea și oamenii. Sponsorii care sunt din spate și așa mai departe. Da. Până la urmă, tu când ai ieșit și ați ieșit vicecampion mondial, voi ați avut de câștigat. Absolut. Entitatea și oamenii. Absolut. Da?
Deci pe eu pentru asta, da, asta absolut, consider că, da, că atunci când mergi la un campionat mare, nu mă interesează nimic. Iar cine pune România altfel problema este ipocrit. Este ipocrit, da. Clar, da, clar. Da. Așa stau lucrurile. Să face, o facem pentru român. Da. Nu, nu, o fac pentru facem mine. Pentru interesul național. Da, da, facem, da, pentru... A, dacă, nu știu, România în anii următori ar fi câștigat 6 lacuri, s-ar fi făcut aici de către Chiefs Chips prin România, oameni, facem noi bazele sportive ale României dacă exact, și voi campionat. Exact, mai și 6 tiruri de scule. Și 6 tiruri, mai ziceam ajutoare, că ajutoare, da, pentru pescari. Pentru federația, da, pentru federația, pentru, poro, pentru ligă. Pentru ligă ziceam, da, da? A, ok, să facem pentru România. Nu, o faci pentru tine. Exact, punct. O faci pentru tine, da, și pentru... Și pentru mândria ta. Absolut. Da? Pentru că până la urmă și noi campion național, acum cu medalia asta, că mai vorbeam noi, mă duc la mega imagi cu medalia asta, nu îmi dă nimeni nimic. Da? Nimic. Nu îmi dă nimic. Zice, vreau și eu 2 cremuri. La, stai mă tu acolo, scoate revoluția. Apropo, da? Nu cred, dar că este mai pentru cazul, noi. Nu cred că mai e cazul să te întreb și nici nu-mi fac eu vreo emoție, că nu vă o să vă descurcați voi, adică că nu aveți ideile clare în cap și că o să aveți voi probleme la anul. Din orice punct de vedere. Nu, drept dovadă, eu, de exemplu, în fiecare an organizam vreo 3-4 concursuri, dar anul următor nu organizez niciunul, pentru că vreau să ne pregătim în direcția asta. Chiar astăzi trebuie să termin prezentarea pentru campionatul mondial, pentru că începem și noi să batem la ușa unor sponsori, magazine și așa mai departe. Am făcut o prezentare în direcția asta, să începem de acum. Cu domnul Liviu, cu băieții. Da, să începem, să începem de acum să batem pe la ușa diverselor firme, pentru că este un moment bun. Cu domnul Rădu cu Boloca, să le ai niște cârlige. Corda. Să vedem, da. Da, fac, da, și da, pe acolo. Da? Pentru că asta este, cum să zic, asta este principalul eveniment, da, bun, al anului următor. Da? Deci absolut, eu trebuie, da, să, noi da, trebuie să pregătim eu cu dragul și cu așa cum trebuie să pregătim. Nu fac griji că o să aveți nevoie. Nu cred nici eu. Sper să reușim să e le și acoperim. Și fratele Drăgoșel acolo, nu cred, da, eu. Nu, da, nu, da, nu, nu, nu. Noi ne-am gândit, indiferent de unde se va ține, din punctul meu de vedere trebuie mers acolo o săptămână, două săptămâni, antrenament, sonare, chestii, tot, să-ți notezi, să fii super pregătit ca să nu ai nicio lacună. Dacă tragi bine, bine, dacă nu, nu asta măcar, e. Măcar ai venit cu lecția învățată. Am venit cu, uite, lecția învățată. Un exemplu pozitiv, parte, profit de ocazie să-l dau, iar mă întorc la Vio David Germania. Uite, prima lor participare. Da. Dar cu temele făcute foarte bine și ei au venit. Bine, da, auzi, Germania, Franța, bun, au venit cu mașinile, s-a aproape, bun. Da, da. Dar au venit, au stat pe acolo în o perioadă bună de timp în vara asta, pe lacul ăsta, cu toate, da, că lacul a scăzut teribil și, dar nu contează. A scăzut apa sau ce? A scăzut de unde au dat ei, a, mă rog, acum nici, în fine, nici cortul, nu contează. Dar vreau să, da, spun, nu contează așa. Bă, și au venit și au venit, mai mult jumătate erau români acolo în echipă, cred, sau nu. Cred că era el și cu băiatul ăsta de, cum îl cheamă, care vine la Moțongo. Marius, da, Nihorenko sau da, probabil, Marius, da, Mihai, Marius Nihorenko, da, în fine, Marius, da, 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 și da, cu Vio Dabi, sigur, e, bă, și-au făcut, să te uiți în clasa mea, nu știu, 5-5 sau 5-6 și el săracul un 22, dar în condițiile în care a scăpat 150 de pești, a avut, da, i-au un pom, avea copaci și, mm-hmm, dar cum să spun, 5-5, dacă făcea și el vreun 10 erau pe podium, dacă făcea și el vreun 5 erau la spre aur. Dacă, da, te uiți. Da, da. E, da, ce înseamnă teme făcute, da, teme făcute, da, și, da, 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 și nu, este foarte dedicație. Important. Este foarte important. Bă, e pur și simplu... Bine, nu spun eu nici, știi cum, știi cum e Vio, că el e și tipicar ce avea, da, în stancie. Adică, da, nu era, da, ceva, da, să n-aibă. Nu, frate, așa trebuie, dar nu mai merge. A zis, mă, mă, doar am pierdut 200 de plumb până acum. Da. Zic eu și zic, și ai avut... Am avut pe 500 am venit. Dar pe cum să fii cu 500? Eu n-am nici ăla și venit să știa. Și cu ăsta că la final avea vreo 200. Bă, nu mai merge, bă, nu mai merge. Nu mai merge, nu? Nu mai merge altfel, pentru că nivelul este foarte ridicat. Da? Și trebuie să fii pregătit din toate punctele. Și momentul e foarte rar. Da, nu te mai întâlnești, nu-i dai cu piciorurile. Da, da. Poate noi nu ne mai calificăm. Mai bine dai cu piciorul pe aici, pe la vreo, nu știu, vreo mașă. Da, să mai merg la chița, la ala, lasă. Nu, da, și eu o mașă de calificare, bun, îți bagi joc, n-ai chef, n-ai, asta e la an. Dar ăsta nu poți să-l privești cu la anul, că la anul n-ai niciun fel de garanție că mai ajungi. Nu. Să nu zici că, Doamne ferește, nu mai ai niciodată în viață. Așa este, așa este, da, așa este, așa este. Asta e problema. Din punctul ăsta de vedere, așa este. Și este enorm de important să ai totul pus la punct. Și detaliile astea și cu echipamentul. Adică nu mai merge, lasă-mă că mergem cu 4 la astea și 2. Nu, uite cum ziceai de băiții, da, aveau 3 marcare. Da, mă, așa trebuie, da, să ai. 4 marcare, 4 spomburi, da, cum, da, aveam și noi la fiecare de la final. Nu mă las, da, că se rup unul, las, nu mai stau eu să mai măsor, da, să mai... Da. Să fie totul, da, pregătit, să nu mai pierd timp. Că nu mai ai
n-ai cum să pierzi timp. Eu cred că din emisiunea asta, din imaginile pe care le-am avut, se vede că, și cel puțin și la finală, da, într-adevăr, și la voi, da, și la alții, zi, ați fost super pregătiți, este evident. Da. A fost pentru mine evident că ați fost. Da, nu, așa este și am început și noi să ne dăm seama de puterea detaliilor. Da, adică fiecare detaliu să l-ai pregătit, da, pentru că nu mai poți să mai pierzi, da, timp. Și uite, eu îți propun acum că pentru faptul că tu ai fost în 2011 cu noi, dar vorba ta, că erai mic, erai copil, nu la mai ții minte. La bagaje. La bagaje, da. Hai să amânăm detaliile. Poate că lumea o să fie puțin supărată pe noi, că am vorbit poate prea general și poate că ponii ori fi interesat mai, chiar mai multe amănunte. Însă vreau să le las și vreau să le promitem că după revenirea de la mondiale mai facem încă o emisiune și atunci o să poți să vorbești și tu mai, mult mai aplicat pe zi, pe chestiunile astea, da, da, de care gata, te-ai lovit la vârsta de 35 de ani, adică nu mai e că ce ți-aduci tu aminte când erai mic, știi? Da, deci da, vorbim, da, despre, da, campionatul mondial, cum îl vei trăi, cum îl trăiește VLC, ce a fost acolo, Doamne ajută să fie bine, și atunci eu vă promit că o să vorbim mult mai tehnic, dacă vă place, da. Eu cred că a fost mișto discuție și așa. Da, și trebuie să mai, vreau să mai spun oamenilor că perseverența este foarte important. Am avut și eu multe momente, cum am mai spus în decursul emisiunii, în care am călcat strâmb sau m-am împiedicat și așa mai departe, dar mi-am dorit din nou să, da, mă, să văd dacă am învățat ceva, da? Și un alt lucru extrem de important în construcția unui lot, că vorbeam de cluburi, de loturi și așa mai departe, este ca fiecare să-și cunoască poziția. Eu în 2011, atunci când m-ați luat pe lângă voi, mi-am dat seama de poziția mea și am încercat să acumulez cât mai mult posibil din și să suc de la voi cât mai multe informații și să-mi fac și eu acolo trebușoara. Oamenii care ne urmăresc acum și care merg la un campionat național sau care vor să își facă un club sau și așa mai departe, trebuie să înțeleagă că sunt momente în viața unui pescar dintr-un club în care poate îți dorești mai mult să fii titular, să fii... Dar trebuie să-ți dai seama de momentul și de ceea ce poți tu să faci și dacă tu ai posibilitatea de a face ceva mai bine, să fii manager sau să fii rezervă, să te mulțumești cu acea poziție. Cel puțin pentru moment. Pentru moment. Pentru că dacă o verigă din treaba asta se taie sau nu mai vrea să mai facă parte sau nu ai, se poate rupe lanțul. Eu merg mai departe. Nu că se rupe lanțul și merge mai prost. Se poate alege chiar și praf. Se poate alege chiar și praf. Da. Da, da. Da. Adică este, da, extrem de important ca fiecare să aibă capacitatea de a-și da seama la nivelul la care este și dacă cineva este mai bun... Să... O cerință foarte grea, da. Asta e pentru unii că... au capacitatea asta, alții nu. Dacă încerci să îi adun pe oamenii care vezi că au capacitatea asta sau știm, care... Știm cu toți, cum spunem noi, mă rog, în argo, suferința e colosală în pescuit. Suferința este colosală. Și atunci asta e piatra, plumbul, da, de picioare. Dar sunt unii oameni care au capacitatea să depășească. Știu. Și sunt unii oameni care, chiar dacă au suferință, mai lasă un pic de la ei. Mulțumesc lui Dumnezeu și eu am putut să lucrez de-a lungul vremii cu astfel de oameni și numai cu ei am făcut treaba, e adevărat. Da, 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 da. Tu ești pe drumul cel bun, acum rămâne de văzut. Ce o să faci. Rămâne de văzut, da. Cam așa. Asta a fost. Mersi mult, Mateo. Repet, o să ne mai vedem cu Mateo când o să se întoarcă de la mondiale și de ce nu, poate și cu alții de la VLC. Mulțumesc mult pentru... Eu vă urez spor la treabă, să adunați sponsori cât mai frumoși, cât mai generoși ca să vă faceți treaba, nu să vă, pentru altceva, dar să nu aveți ceva care să vă lipsească. Doamne ajută și să fie lucrurile cât mai bine și pe o direcție cât mai favorabilă pentru noi. Da. V-am pupat, dragilor. Salutare.